Bună, dragilor! Bine ați venit sau revenit la un nou videoclip pe acest canal. Pentru astăzi avem un videoclip ceva mai diferit față de ce postez eu în mod normal. Mă gândeam și eu de mult să fac un asemenea videoclip, dar am primit și o sugestie, așa că dacă am primit această sugestie, am zis că e momentul potrivit să vă arăt ce îi pun eu băiețelului meu la pachetel, așa pot să vă ajut și pe voi cu idei. Vă puteți inspira din pachetelele pe care eu am să vi le prezint, doar că eu vă sfătuiesc să alegeți ingredientele pe care copiii voștri le consumă în mod frecvent, asta pentru a vă asigura că mănâncă pachetelul la școală și nu se întoarce cu el înapoi acasă. Pachetelele sunt foarte simple, ceva ce se face în maxim 10 minute. Eu marea majoritate îi le pregătesc dimineața, pentru că momentan sunt acasă. Ulterior, probabil că am să îi le pregătesc seara, dar tot pachetele rapide, așa și simple, pentru că nu îmi place să stau prea mult în bucătărie. Stau de nevoie, nu de plăcere. În prezent am să postez aceste filmulețe cu poze, pentru că de când a început școala și copilul meu a fost la școală, eu am început să fac poze pachetelor pe care îi le făceam pentru a le posta pe Facebook. Dar ulterior voi încerca să filmez această procedură. Nu garantez că îmi va ieși, dar am să încerc. Deci, momentan avem poze pentru o perioadă mai lungă de timp, dar vreau să-mi spuneți în comentarii dacă vă place acest videoclip și dacă vreți să mai fac astfel de videoclipuri pentru a nu munci degeaba la ele, că e o muncă destul de multă atunci când vine vorba de făcut pozele astfel încât să meargă cu acest program în care eu editez aceste videoclipuri. Deci, da, aș vrea să știu dacă mai doriți să mai postez și altă dată, să nu le postez doar pentru că îmi plac mie, dar nu sunt utile nimănui. Mai vreau să fac o paranteză, postez aceste videoclipuri pentru inspirație, pentru cine are nevoie de această inspirație, nu pentru a primi consiliere nutrițională, pentru că fiecare știe ce dorește să dea copilului lui să mănânce, în ce cantitate mănâncă copilul lui și dacă acceptă dulciurile sau nu. Eu sunt unul dintre părinții care nu interzice dulciurile, în exces, bineînțeles. Copilul meu consumă dulciuri, nu zilnic, dar niciodată pe an. Consumă dulciuri ca un copil normal, de 2-3 ori pe săptămână, sau are și zile în care consumă consecutiv, dar știe singur când este stop și de ce este stop, știe că nu sunt sănătoase, nu face abuz, asta fără să-i spun eu, deci am avut grijă să nu fac abuz de dulciuri. Așa că dacă nu sunteți de acord cu dulciurile la copii, vă rog frumos să țineți aceste sfaturi pentru voi, pentru că știu că sunt dăunătoare, dar știu că sunt și o plăcere de care se va bucura mai târziu dacă eu am să-i le interzic acum. Așa că sunt de părere că el trebuie să se bucure de ceva dulce și acum în copilărie, pentru că pentru copii sunt dulciurile astea. Și da, atât. Haideți să trecem la pachetele, să vă arăt ce am pregătit în fiecare zi. Pentru primul pachetel am ales să-i pun o pizza foietaj. Am făcut-o cu o zi înainte, pentru că de obicei duminica mai facem pizza foietaj. Pun pe ea resturile de prin frigider, resturi de salam, resturi de brânză, chestii de genul, cam tot ce se pune pe o pizza, doar că am grijă să pun alimente care băiețelului meu îi plac. I-am pus 3 feliuțe și le-am mâncat pe toate. În punguliță am pus niște pomelo, am închis-o după ce am făcut poza, dar am pus în punguliță pentru a nu lăsa mirosul peste tot prin caserolă, pentru că pomelo miroase foarte tare. 2 biscuiți Petit Bureau și o punguliță de mini jeleuri pe care a adus-o acasă, n-a vrut să mănânce. Pentru cel de-al doilea pachetel am apelat la sandwich și am pus în el unt, cașcaval și salam. L-am băgat la maker pentru a sta un pic mai lipit așa, dar nu-l mănâncă cald pentru că se răcește destul de repede. Am pus și niște nuci acolo și o clementină, dar trebuia să-i fi pus 2 clementine, așa mi-a spus când a ajuns acasă. În rest am mâncat tot în afară de nuci, nucile am descoperit acum că nu-i plac. Cel de-al treilea pachetel, și el este făcut tot pe repede înainte dimineața, am prăjit 3 fish finger, eu le cumpăr congelate de la Lidl sau de oriunde altundeva și le prăjesc în ulei pentru că nu îi plac la cuptor, nu știu de ce. Dar le prăjesc în foarte puțin ulei și le scurg foarte bine într-un șervețel. I-am mai pus acolo și niște castravete și un marshmallow în formă de banană, am mâncat tot. Cel de-al patrulea pachetel, am apelat tot la un sandwich și de această dată este un sandwich cu parizer, cașcaval și brânză, cremă de brânză și nu l-am mai băgat la maker, l-am lăsat așa. I-am pus într-o altă caserolă niște pepene,
Este acel pepene honeydew care se găsește la Lidl în perioada iernii. Mie personal mi se pare mai bun decât acel pepene care se găsește în sezon prin piață. Este foarte zemos, gustos, dulce, foarte copt, este extraordinar de bun. Îl luăm destul de des iarna pentru că merită. Și am mai pus două chocobons. Am mâncat tot. Pentru ultimul pachetel am ales să-i pun niște nuggets de pui, nu sunt făcuți în casă și ăștia sunt congelați. Plănuiesc să-i fac în casă, dar momentan apelăm la ăștia congelați. Și am pus patru bucățele, i-am făcut un mini sandwich în formă de ceva, nu mai țin minte ce, cu acele forme pentru biscuiți. Este doar pâine și cremă de brânză, două clementine, m-am conformat cererii și două geleuri Coca-Cola. Și asta a fost. Ei bine, acestea au fost cele 5 pachetele din acest videoclip. Nu uitați să-mi spuneți în comentarii dacă vă place acest videoclip și dacă vreți să mai fac astfel de videoclipuri. Să-mi spuneți ideile voastre și ce alte videoclipuri vreți să mai vedeți pe acest canal. Nu uitați să dați like acestui videoclip dacă v-a plăcut și bineînțeles să vă abonați dacă vă place ceea ce postez. Eu nu mai lungesc vorba, vă doresc o săptămână frumoasă, vă pup, pa, pa!